Mirosul fin și aerul boem al orașului ne trimit pentru câteva clipe cu gândul la plajele însorite ale Greciei. Marea, verdeața, liniștea valurilor, dar și climatul moderat care nu se aseamănă deloc cu cel al stațiunilor aglomerate de pe litoralul românesc ne poartă pe țărmuri antice pe urmele vestitei cetăți Calatis. Înființată în secolul al VI-lea înainte de Hristos de coloniștii greci în locul unei așezări getice, Calatis a fost pe vremuri una dintre coloniile elene înfloritoare. Începând cu secolul al XI-lea, cetatea își schimbă numele în Pangalia, care în greaca bizantină înseamnă cea mai frumoasă. Situat la 45 de kilometri sud de Constanța și la doar 11 kilometri nord de punctul de frontieră cu Bulgaria, Pangalia este un oraș în continuă dezvoltare, curat și cochet, care și-a însușit de câteva decenii atributul de stațiune balneoclimaterică. Nu ne-am propus să ajungem în cea mai aglomerată stațiune de pe litoral, ci în al doilea oraș ca mărime de la Marea Neagră, de aceeași vârstă cu vechiul Tomis. Pangalia, cu toate cele 7 stațiuni, Saturn, Venus, Capa Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, este o destinație de vacanță de notorietate în România și care înregistrează în ultima vreme o dinamică semnificativă în ce înseamnă reașezarea în piața turistică a României și ne propunem noi chiar în piața turistică europeană. Pangalia este o stațiune vestită pentru factorii de cură naturală. Apa mării, apele minerale sulfuroase mezotermale provenite de la izvoarele din partea de nord a orașului și din zona stațiunilor Venus și Saturn, nămolul sulfuros bogat în minerale și clima marină ce conține aerosoli salini, toate cu un efect întăritor asupra organismului. Turiștii care aleg sănătatea și odihna pe litoralul Mării Negre întâlnesc la sanatoriul balnear din Pangalia o asociere unică în Europa de factori naturali terapeutici. Că în Pangalia sunt două mari structuri de unități hoteliere cu ofertă complexă în zona tratamentului, remiza în form, refacere de sănătate și așa mai departe. Este vorba de unitatea Paradiso Siemens și de unitatea de la Pangalia, care este prima unitate de tratament balneo în Pangalia. Aici avem turiști pe toată perioada anului care vin fie la refacerea sănătății, fie la tratarea unor afecțiuni, fie la relaxare pur și simplu. Sanatoriul balnear din Pangalia își întâmpină oaspeții cu un colectiv de cadre medicale de excepție. Asocierea între factorii naturali și serviciile medicale oferite fac din turismul medical un punct forte al acestei stațiuni. Domnul Dumitru Filip ne-a stârnit și mai mult curiozitatea. Portul turistic are posibilitatea și oferă la zi servicii de închiriere de dane, servicii de întreținere, de bază, de asigurare pentru proprietarii de vapoare mai mici, bărci mai mici, mai mari și așa mai departe. Asigură în structură proprie, avem primăria Pangalia, are navă proprie în portul turistic care asigură servicii de plimbări cu șalupa și avem și parteneri dintre cei care și-au făcut sediu și și-au făcut locația de păstrare a navelor în portul turistic care fac plimbări pe mare. Deci avem plimbări pe mare, avem concursuri, activități de asistență și păstrare în grijă a șalupelor. Bineînțeles, și este o zonă în care pe perioada sezonului estival derulăm programe de evenimente care să pună în valoare portul și atmosfera și zona turistică. Așa că ne îndreptăm încet spre portul turistic din Pangalia. Faleza orașului mărginește plaja și este folosită ca zonă de promenadă. Noi astăzi am venit prima zi aici. Nu ne-am ales, am venit în port, că s-a întâmplat să fim în zonă. Ce vi se pare deosebit în Pangalia? Ce ați reușit să vizitați până acum? Doar portul.
Portul turistic este situat pe țărmul de vest al bazinului Mării Negre, într-o zonă de trafic maritim comercial și turistic constant. Pe o lungime de cheu de 3,5 km, portul este compartimentat pe 4 secțiuni, ce cuprind o porțiune de promenadă pentru acostarea embarcațiunilor de dimensiuni medii și navelor de croazieră de capacități mari, dar și acostării navelor de pasageri. Portul turistic Mangalia beneficiază de o faleză modernă. Turiștii au numeroase posibilități de plimbare pe mare contracost. Călătoriile în imediata vecinătate includ atât trasee pe litoralul românesc, cât și călătorii pe litoralul bulgăresc. Și pentru că nu am fi plecat din Mangalia fără să admirăm obiectivele turistice ale stațiunii din largul mării, bărcuța Esperanța ne așteaptă la cheu pentru o bine meritată plimbare. Nu puteam să nu ajungem în Mangalia și să nu facem o ieșire pe mare cu bărcuța Esperanța. În spatele meu se află cel mai mare șantier naval de Mangalia, unde în fiecare an se construiesc printre cele mai mari nave din lume. Doar cea din spatele meu, realizată în colaborare cu o echipă de coreeni, cântărește câteva sute de tone și a fost construită în peste 8 luni. Suntem curioși și entuziasmați de plimbarea pe mare, care ne lasă să-i descoperim secretele de vacanță. Îl avem alături de noi pe domnul Valentin Bora, care este ghidul nostru de astăzi pe bărcuța Esperanța, pentru că tot am trecut pe lângă șantierul de Mangalia, farul Genovez și multe alte obiective turistice. Am să-l rog pe domnul Vali să ne povestească ce mai putem vedea de-a lungul coastei în stațiunea Mangalia. Da, ne aflăm la aproximativ jumătate de milă navală distanță de digul de la plaja Mangalia. Principalele obiective și clădiri mai importante care le vedem din aceasta, suntem foarte aproape de coastă. Mergând spre nord, observăm turnul poștei, mai departe vedem hotelul Paradiso, Spitalul Mangalia, iar începând cu hotelurile Diana și Atena, începe stațiunea Saturn. Cei care vin la mare și fac o plimbare în larg pot avea posibilitatea să observe în libertate grupuri mari de delfini care fac salturi fără să fie dresați în mediul lor natural. Așadar, până pe 15 septembrie, domnul Vali vă așteaptă în portul turistic din Mangalia. Cu siguranță, o plimbare cu bărcuța Esperanța vă va face să petreceți o zi pe atât de relaxantă, pe atât de plină de adrenalină în larg, în care puteți fie să vizionați bancuri de delfini de la depărtare și să-i fotografiați, fie să admirați obiectivele turistice din Mangalia. Și pentru că plimbarea pe mare nu putea să aibă un final mai frumos, am fost întâmpinați înainte de intrarea în port de un grup de lebede. După o zi întreagă de plimbare prin Mangalia, ni s-a făcut foame, astfel că ne oprim la unul din minunatele restaurante de pe faleză. Redeschiderea portului turistic din Mangalia din luna iulie 2011, după mai bine de un an de lucrări de modernizare, a adus cu sine un suflu nou stațiunii, mai ales datorită restaurantelor cu specific inaugurate în acea perioadă. Restaurant Maritimo a fost deschis în septembrie 2009 și este o locație realizată după modelul celor de pe malul Nisei. Locația a devenit mult mai vizibilă și accesibilă. Deși inițial conceptul era cel al unei cafenele, serviciile au fost extinse cu un meniu complet de bar și restaurant. Meniul oferă o gamă largă de preparate cu specific mediteranean, de la feluri principale cu pește sau carne, la platouri combinate, salate, pizza, paste și opțiuni de breakfast. Cu un look modern și condiții excelente pentru embarcațiunile de agrement, zona portului turistic din Mangalia este în continuă dezvoltare. Faleza, devenită zonă de promenadă pentru localnici și turiști, devine un vad bun pentru afacerile din domeniul ospitalier. Nisipul foarte fin, dar și adâncimea mică a apei mării pe o distanță considerabilă de la țărm, sub 1 metru până la 200 de metri spre larg, sunt preferatele copiilor și celor care nu știu să înnoate.
Și pentru că orele au trecut, ne îndreptăm spre o zonă apropiată de plajă pentru a ne interesa care sunt cele mai bune opțiuni pentru cazare. Ne atrage atenția o construcție elegantă și cochetă. Plaja este la câțiva metri de unitatea de cazare. Ne interesăm la recepție dacă sunt camere disponibile și ne întâmpină încă de la intrare gazde calde, primitoare, dornice să ne dezvoluie frumusețile Mangaliei și profilul turistului din acest sezon estival. Turistul s-a schimbat în ultimii 10 ani. Ceea ce dorește turistul s-a schimbat. Și se pare că nu mai dorește gălăgia, nu mai dorește nebunia cu care erau obișnuiți imediat pe Revoluție. Am început să dorească liniștea, noi oferim liniște, oferim relaxare, aș putea să spun. Venim nou cu grădina pe care o admiră toți turiștii și ne felicită pentru liniștea din grădină. Hotel Corsa din Mangalia, situat pe faleză, îmbină frumusețea naturală cu accentele moderne. Complexul hotelier oferă o excelentă vedere la mare și condiții de cazare la 3 stele. Hotelul a fost renovat în întregime în 2005, iar în 2011 a fost renovat și exteriorul. Avem centrala proprie, hotelul funcționând tot timpul anului, ca și dispunerea camerelor doar cu vedere la mare sau avem și partea asta? Avem cu vedere la mare și cu vedere la oraș, cam jumătate-jumătate. Deci cele cu vedere la mare au și balcon și măsuță cu scăunele. Balcoanele sunt cu geam, foarte ușor se poate vedea răsăritul direct din pat. Micul dejun este foarte variat. Avem bufet suedez și care conține, în general, ceea ce conține un mic dejun românesc. N-aș vrea să enumer produsele, dar are absolut tot ce trebuie. Însă, ca și restaurant, nu avem anul acesta decât pizzerie. Pentru prânz și cină, colaborăm cu 3 restaurante din jur. Turiștii noștri își pot lua, evident, bilet cu prânz și cină fără probleme și în sistem bonuri valorice asigurăm și prânz și cină. Am aflat de la gazde că hotelul este preferat de familiile care au copii, mai ales pentru facilitățile de relaxare oferite, dar și pentru că plaja privată a complexului oferă turiștilor numeroase alternative. Seara se lasă încet peste stațiunea Mangalia, iar noi abia așteptăm a doua zi pentru o cură marină la primele ore ale dimineții. Pentru că toți suntem la mare, o zi de plajă nu poate să lipsească din programul zilnic al turiștilor, astfel că oaspeții hotelului Corsa beneficiază de peste 2500 de metri de plajă privată, în care au la dispoziție servicii de închiriere, șezlonguri de luni până duminică, până la ora 19, în care pot savura minunatele cocktailuri pregătite cu minuțiozitate de gazde. Chiar de anul trecut am închiriat plaja, anul acesta am terminat de amenajat. Avem peste 160 de șezlonguri, umbreluțe, de stuf. Turiștii noștri pot închiria șezlonguri, pot comanda cocktailuri, pot servi băuturi răcoritoare și cam ce se comandă de obicei pe plajă. Spuneți-mi dacă vin și alți turiști, în afara celor cazați în hotel, vin și alți turiști să închirieze șezlonguri de la alte hoteluri? Categoric, vin de la alte hoteluri și vin chiar locuitori ai orașului Mangalia, preferă plaja noastră.
evenimente îi așteptați pe turiștii hotelului dumneavoastră în această vară pe plajă? Și mă refer aici la animație, diverse trupe de muzică care vor interpreta sau vor aduce mici spectacole pe plajă? Încercăm să facem acest lucru, da, suntem în tratative cu un club de salsa de două ori pe săptămână, să-și țină aici cursul pentru cursanții din Mangalia și nu numai, antrenând astfel toți clienții plajei noastre, încercăm să-i ridicăm și de pe șezlonguri, să danseze, să se simtă bine. Probabil că vom aduce și trupe de muzică, de asemenea suntem în tratative cu un producător și încercăm să animăm, dar nu foarte mult. Preferăm să fim o plajă cât de cât liniștită. Soarele și orele relaxante petrecute în Mangalia nu ne-au făcut să realizăm cât de repede a trecut timpul. Cu drag ne luăm rămas bun pentru moment de la Hotel Corsa și de la gazdele noastre de pe litoralul românesc pentru a ne îndrepta către o altă destinație. La o distanță de 3 ore și jumătate de mare, schimbăm climatul și parcurgem aproximativ 360 de kilometri până în Breaza. Climatul marin este înlocuit cu unul temperat, aparținând zonelor deluroase, cu veri răcoroase și ierni blânde. Situată la 110 km distanță de București și la 74 de km de Brașov, stațiunea balneoclimaterică Breaza se deosebește de celelalte stațiuni de pe Valea Prahovei prin calitatea aerului de Breaza. Aerul din stațiune are cel mai ridicat conținut în ozon și ioni negativ din țară, iar aeroterapia și cura de teren au un efect excelent asupra organismului și psihicului. Poposim la complexul Alexandra, unde sub îndrumarea kinetoterapeuților, oaspeții pot face exerciții fizice medicale. În funcție de afecțiunile fiecărui pacient, sunt recomandate cele mai bune proceduri de hidroterapie, electroterapie, reflexoterapie, împachetări cu parafină caldă, masaj și training autogen. Complexul este renumit pentru împachetările cu spirulină, cu efecte spectaculoase asupra sănătății întregului organism. Spirulina cu care se fac împachetările este cultivată în bazinele din sera complexului, din incinta complexului nostru. Se recoltează în dimineața în care urmează să se facă împachetarea. Cum spuneam, spirulina este vie. Sub efectul împachetării și procedeul în sine, îmbunătățește vasodilatația și prin porii deschiși de la nivelul tegumentului, componentele chimice și biologice ale spirulinei pătrund în piele și sunt absorbite în starea lor naturală. Medicii din Breaza tratează cu succes bolile cauzate de stres, oboseală și imunitate scăzută. Aromaterapia bazată pe acțiunile benefice ale uleiurilor esențiale extrase din plante asupra sistemului nervos și aparatului respirator completează cu succes administrarea internă a produselor din plante. La complexul de terapie, deși numele îi spune de terapie, poate să vină absolut orice persoană dorește să fugă de tumultul vieții de la oraș. Acțiunea fitoterapiei este de combaterea stresului, este antidepresivă, antianxioasă, în afecțiunile sistemului nervos și mai ales neurovegetativ, în reglarea sistemelor neuroendocrine, în bolile endocrine neurologice, în echilibru balanței hormonale. Pentru oaspeții care doresc o reîmprospătare a tenului, cabinetul de cosmetică din incinta complexului Alexandra este dotat cu aparatură de ultimă generație în domeniul îngrijirii faciale și corporale. Pacienții care se tratează la complexul de terapie sunt cazați în cadrul pensiunii noastre, pot să se răsfețe pe parcursul sejurului și cu un tratament cosmetic cu produse biomarca Hofigal.
Breaza poate oferi turiștilor o mulțime de obiective interesante, strâns legate de istoria localității și de personalitățile consacrate care s-au născut și și-au desfășurat activitatea aici. Însă, așa cum știm cu toții, nicio experiență nu va avea aceeași senzație decât dacă este trăită. Noi vă invităm cu drag la Breaza, dar și la mare, în Mangalia, să le descoperiți secretele. Până data viitoare, când vom mai aduna în tolba cu amintiri mai multe informații și fotografii, spunem rămas bun gazdelor din Breaza, iar noi ne continuăm traseul spre alte destinații care merită vizitate în România. Pe curând!